Zeci de transportatori și fermieri au pornit protestul de astăzi și în județul Teleorman. Aceștia s-au întâlnit încă de dimineață pe șoseaua de centură a Alexandriei. Protestatarii din Teleorman, care nu au plecat deja către București, s-au mobilizat în această dimineață și au pornit într-un marș pașnic pe șoseaua de centură a Alexandriei, care leagă municipiul Roșior de Vede de capitală. Zeci de vehicule, camioane, utilaje agricole sau autoturisme, unele purtând tricolorul sau banere cu diverse mesaje pentru guvernanți, au mărșăluit pe șosea în încercarea disperată a proprietarilor de a li se rezolva problemele. Printre revendicările protestatarilor se numără plafonarea RCA la 5.000 de lei, reducerea impozitului micro de la 3 la 1% din venitul net, înmânarea unui card deliberat de către ARRR în baza licenței de transport, reducerea la 3% a dividendelor sau eliminarea lor. Fermierii cer ca APIA să faciliteze alimentarea direct din pompa carburanților fără acciză, neimpozitarea diurnei dobândite pe timpul deplasărilor, eliminarea concurenței neloiale și a timpului pierdut prin vămi sau în port. Bună ziua, am venit la proteste ca toată lumea. Ca toată lumea nu sună foarte bine. Pentru ce protestați exact dumneavoastră în momentul ăsta? Pentru taxele care sunt, mărirea asigurărilor și ce mai este? Sunt proteste deja de câteva zile, iată acum și la noi în Teleorman. Credeți că o să rezolvați ceva până la urmă? Sperăm. Așa ar trebui normal. Păi unde vă duceți de aici? Nu știm unde ne ducem momentan. Deocamdată destinația e până la Alexandria, vedem, cred că ajungem la București până la urmă. Ce cereți exact? Am ajuns cuțitul la os, nu mai putem să supraviețuim, ratele la bancă, nu putem să le mai achităm, cereale au ajuns unde știți și dumneavoastră, știe toată țara. Inputurile sunt foarte scumpe. Motorina e foarte scumpă. Combinele stă în câmp, că nu vin tiruri, că Constanța ar fi blocată. Deci cuțitul nu mai putem să suportăm. Și ce sunt? Rate care nu putem să le achităm în bănci, datorită că cereale sunt la prețul care sunt. Acum, la jumate față de anul trecut. Deci nu mai putem. Inputurile se scumpesc în continuare. Nu se mai poate supraviețui. Adică fermă după fermă se va vinde. În ce domeniu activați? Noi în agricultură. Agricultură. Și ce sperați să obțineți în urma protestelor ăstora? Așa cum am spus, durează de ceva zile și pare că oricum nu se vor termina cu să oprească importurile din Ucraina, să nu mai, nu știu, cumva... Până nu avem un preț decent la cereale, da. Până nu avem și noi tot, să putem să supraviețuim. Altfel, fermă după fermă se va vinde, va cumpăra o străină. Da. E din ce în ce mai rău. Noi suntem datori. Deja e al doilea an care acum a început să resimtă. Acum și-au achitat fermierii datoriile și au văzut că practic n-a rămas cu nimica. Execută băncile. Da. A fost din ce în ce mai greu de la an la an, a fost din ce în ce mai greu, nici vremea nu v-a ajutat, iată, nici oficialitățile. Asta e chestia. Nu niște calamități de la grâu care nu au intrat nici în ziua de astăzi, decât simple promisiuni. Da. Nu știm. Oricum, anul ăsta a fost dezastru. Anul ăsta, deci din cauza la preț, prețul a fost, că producție așa mică cum a fost, a mai făcut ceva. Dar fiecare an de altfel. Da, chestia că degeaba muncești dacă n-ai preț și când îți plătești inputurile, nu achizi nici datoriile. Deci nu rămâi cu... să le dai, da. Să le vinzi, combinele sunt în lan, că tirurile n-ajung, că pleacă și stau o săptămână la Constanța. Asta e, tirurile mai au stat blocat combinele în câmp. A venit ploile, după aia greu nu s-a mai putut, dar masa hidrolitică a scăzut. A scăzut, da, exact. S-a dat greu, după ce că n-are preț greu, mai cere să fie... Pe fiecare zi, cum o știți. Să aibă calități, să aibă... Este greu. Da. Cât... Să ne audă și pe noi și să facă ceva pentru țara asta. Asta voiam să întreb, cât mai aveți de gând să continuăm? Păi asta, dar bine, mobilizăm deocamdată. Acum începem să ne mai organizăm. O să... până nu primim vreun răspuns ceva. Nu, deci, David, avem mult, știu că o să așteptăm, o să avem răbdare, dar s-o gândit cineva sperăm că, da, colegii la fel cu tirurile, asigurări mari, toate taxele mari. Cu toții suntem. Da, 6.000 de euro asigurare la un camion. Pentru neajunsuri suntem în stradă. Dacă aveam, nu ieșeam în stradă. Trebuie să ne înțeleagă și pe noi cineva să... deschidă ochii, cel puțin. În ce domeniu activați dumneavoastră? În agricultură. Tot în agricultură. Dar ne-am alăturat și la transportatori. Uh-huh. Și agricultura are camioane și suntem vai de mama noastră. Nu ne mai ajunge banii pentru copii, pentru școli.
Până la urmă și agricultura în ziua și de astăzi noi... nu trebuie să se facă în condiții normale. Și noi suntem afectați, ăștia micii, chiar și cu asigurări la mașinile mici s-au mărit foarte mult. Impozitele s-au mărit anul ăsta. Totul s-au scumpit peste tot. O pâine e 3 lei, un kilogram de grâu e 80 de bani. Cum facem să acoperim cheltuielile care sunt? Nu putem să le acoperim. Cu toate că lucrăm și la patroni, patronii nu o să mai aibă de unde să ne plătească și noi nu o să avem cu ce să trăim. Asta e problema. Credeți că se vor rezolva... Da. Credeți că vi se vor rezolva problemele în urma protestelor ăstora? Dacă ei nu o să le rezolve, nici noi nu o să plecăm după drumuri. Asta e că n-aveam unde să plecăm până ei nu rezolv problemele. De acolo de sus, de unde sunt puși tot de noi. Ei stau bine mersi la căldură și noi o să stăm în frig, dar o să stăm. Să vedem lor cât o să le convină. O să le blocăm drumurile, o să le facem și noi ce știm și noi. Suntem deocamdată la un mitic pașnic, dar nu o să mai fie pașnic, cât o să mai rezistăm și noi pe frigurile astea. Teleormănenii care au ieșit astăzi să protesteze spun că vor face acest lucru și în zilele următoare până când doleanțele lor vor fi ascultate.